Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Salutat astfel, poetul răspundea: sus cu dânsa. Nația, așa cum știm de acum, suntem noi toți și fiecare. Ar trebui să conștientizăm mai mult asta și să construim un ideal comun, conturat însă ferm și asumat. Nu trebuie să ne fie rușine să afirmăm mai des că ne iubim patria. Doar vorbele spuse răspicat și onest pot deveni faptele hotărâte și întregitoare. Istoria a arătat că popoarele urmează personalitățile care au un ideal pentru poporul lor. Îl rostesc și îl pun în operă. Ce e ajuns sus în ierarhia statului, care doar vorbesc, sunt niște impostori vremelnici, politrucii de ocazie. Poporul român are o mare cultură și o istorie de care poate fi mândru. Când vorbiți de rău cei care o faceți, țara și neamul din care faceți parte, gândiți-vă că le sunteți fi, că vreți ori că nu vreți. O minimă judecată ar trebui să ne scoată din acest defetism și să fim mândri de propria noastră apartenență și identitate, cu modestie și tenacitate. Spre deosebire de alții, noi avem încă o mare datorie față de țară și față de istorie. O parte din noi, o parte din trupul nostru și din sufletul nostru e ruptă de zeci de ani. A rosti numele Basarabia e una cu a protesta împotriva dominațiunii rusești, spunea Eminescu. Adăuga că acela care va scoate Moldova din sufletul său e un trădător. A scoate din mintea noastră e tot o trădare. Am propus odată ca toate publicațiile din România să aibă pe frontispiciu dezideratul unirii, al reîntregirii. Unirea dintre noi aici ar aduce mai aproape Moldova, acasă la ea. Putem fi în Europa împreună ca țară întreagă, ca unic popor și evident mai puternici. Înainte de a fi europeni, trebuie să fim români și ne-am bucura de mai mult respect dacă i-am face și pe alții să simtă că ne simțim bine în propria noastră piele, în limba, istoria și cultura noastră, în toate înzestrările noastre date de Dumnezeu. E adevărat că cine nu are țară, nu are nici Dumnezeu. E un rătăcit. Eu vreau și o Românie prosperă în prezent, nu numai una promisă, pe rând, de temir cine, de zeci de ani, dar mereu trimisă într-un viitor iluzoriu, cu generații de sacrificiu, fie tineri, fie pensionari. Și pentru unii și pentru alții, promisiunile unei vieți mai bune în viitor e lozinca celor care nu pot face nimic astăzi
a unor trădători, ca să folosim un cuvânt al lui Eminescu. De aceea vom continua să aducem în atenție, cu toată îndârjirea noastră, modele culturale, oameni de stat, scriitori, oameni oarecare, iubitori și îndatoritori față de țară. Ne vom opri atenția în luna martie 2021 asupra revistei Curtea de la Argeș pentru misiunea sa culturală și patriotică, asumată număr de număr, și apoi asupra înființării Colegiului Național Zinca Golescu la cei 100 de ani ai săi, unitate școlară de mare prestigiu intelectual. Fie ca elevii școliți aici să prospere într-o patria lor, prezentă, comună, la lupta căreia să fie părtași învingători, fiecare și împreună. S-a creat în ultima vreme, poate nu chiar în ultima vreme, ci de ceva mai mult timp, un curent ideologic prin care noi românii ar trebui să ne simțim mereu vinovați. Ni s-a creat acest sentiment de vinovăție, foarte periculos și cu mari avantaje pentru alții. Românii sunt așa și pe dincolo și că trebuie mereu să învețe de la alții și să fie supuși. Așa s-a ajuns la negarea calităților noastre ca popor, atacându-ne valorile, fără a mai face vreo deosebire între caractere și operă. De la Hașdeu, Eminescu, Mircea Eliade, Cioran, Noica, Țuțea și tot ceea ce înseamnă naționalismul românesc, fără a discerne adevărurile științifice și valoarea culturală de apartenența ideologică. Așa ar trebui să nu mai vorbim nici de Sadoveanu, nici de Arghezi, nici de Călinescu, nici de Ionescu, nici de Blaga, pentru că fie căruia ar trebui să îi se reproșeze câte ceva. Apartenența ba la bolșevism, ba la legionarism, ba la comunism, încât să ajungem să ne desființăm singuri întreaga cultură. Și nu întreaga cultură, ci cultura noastră de la vârfurile ei. Am auzit cu toții discuția din Parlamentul României de zilele acestea, că românii ar fi antisemiți, antițigani, antimaghiari, anti-toată lumea. Disputa a fost cauzată de numele lui Mircea Vulcănescu și de apartenența lui la legionarism. Mircea Vulcănescu poate fi acuzat de orice, dar nu de lipsa lui de patriotism, care în condițiile antebelice poate găsi o explicație. Bolșevismul versus fascismul versus democrația și așa mai departe. Fără a găsi vreo scuză extremismului, crimelor xenofobe și antisemite, ceea ce nu se cade niciodată, să nu uităm ce ne-a adus nouă comunismul în primele lui etape și cu contribuția celor care ne acuză numai pe noi de toate relele, fiind parcă obligați să ne punem cenușă în cap mai mult decât toate popoarele de prin prejur. Și
față de cei care au dus fascismul și față de cei care au dus bolșevismul și față de toată lumea. În legătură cu Mircea Vulcănescu, ar trebui să recitim cărțile sale, să citim luările sale de poziție, nu cele care îl acuză de legionarism. Și aici nu există discuție că trebuie să facem mereu asta pentru a nu se repeta tristețea, crima din timpul celui de-al doilea război mondial și dinainte și după cel de-al doilea război mondial, o bună bucată de timp. Să ne amintim că a scris cărți precum Existența concretă în metafizica românească, Dimensiunea românească a existenței, dedicată altui contestat, Emil Cioran, Omul românesc sau Ispita dacică, acolo unde definește, de fapt, caracterul românului, alături de alții care n-au făcut relele cele mai rele, chiar dacă au aderat la ideologii extremiste și întotdeauna condamnabile. Schimbând registrul de până acum, aș vrea să vă urez doamnelor și domnișoarelor la mulți ani. Să fiți sănătoase și să contribuiți la tot ceea ce înseamnă bucuria patriei noastre, din care faceți parte, adică din dumneavoastră faceți parte, doamnelor și domnișoarelor, din bucuria noastră zilnică. Și de aceea ar trebui să vă dedicăm nu numai mai multă atenție, ci să vorbim mai mult despre contribuția dumneavoastră la istoria nației, la frumusețea românismului nostru. De asemenea, vă rog să-mi îngăduiți să amintesc cu regret dispariția dintre noi a domnului profesor Constantin Voiculescu, născut la 25 februarie 1935 în Poenarii de Argeș, veritabil străjer al limbii române, infailibil, mereu implicat, mereu cordial și altruist, căruia cultura Curții de Argeș și Curții de la Argeș îi va simți multă vreme lipsa. Odihnească-se în pace. Am citit aceste lucruri din numărul din martie al revistei Curtea de la Argeș. Am avut adesea ocazia să îl întâlnesc pe domnul profesor Constantin Voiculescu, să-i citesc articolele și aș spune că între noi a fost o prietenie frumoasă, un respect reciproc și să-i mulțumesc că a contribuit la educarea atâtor generații de elevi la Curtea de Argeș, la prestigiosul liceu Vlaicu Vodă și de asemenea la toate întrunirile culturale, la centrul militar, la biblioteca din Curtea de Argeș, la Sala Culturii, la muzeu, peste tot unde se face cultură în orașul domnesc
voievodal și regal al Argeșului. În numărul din martie 2021, anul al 12-lea, numărul 3 din anul acesta, numărul 124 de când a apărut revista, la sfârșitul anului 2010, este dedicat în parte lui Eminescu și în parte lui Urmuz, cel născut la Curtea de Argeș, despre care am avut ocazia să vorbim pe îndelete. Articolul de fond, editorialul, este semnat ca de obicei de domnul academician Gheorghe Păun. Tocqueville este titlul acestui articol, în care domnul academician atinge problema dintre democrație și lipsa de democrație, amintindu-l pe acest savant, membru al Academiei franceze la numai 35 de ani. Ce ne spune domnul academician? Am ales acest titlu, neutru și scurt, dar m-a tentat și despre mitul celei mai consolidate democrații. E vorba de democrația Statelor Unite ale Americii. Asta pentru că am în față imaginea impozantei cupole a clădirii Capitolului din Washington, sediul Senatului Statelor Unite ale Americii, de pe coperta ediției Humanitas din 2017, a faimoasei cărți a lui Alexis de Tocqueville despre democrație în America. Dar îmi stăruie în minte, continuă domnul academician, și imaginea aceleiași trufașe cupole prezentată astă seară, se înțelege, scriu pe 7 ianuarie 2021, pe mai toate canalele TV de știri din lume, am zapat de la TVR1 la Al Jazeera, cu indicația galbenă, breaking news, înconjurată de demonstranți, unii pătrunși deja înăuntru, mai mult sau mai puțin pașnici. Recunosc că alăturarea este tendențioasă, dar nu răuvoitoare, spune domnul academician. Fac o paranteză. Societatea de astăzi ne oferă numeroase primejdii și îngrijorări, din păcate. Poate că și alte generații, poate că și alte epoci au avut marile lor îngrijorări. Și poate că nu știm noi să simțim tot atât de profund primejdiile prin care au trecut aceștia. Dincolo de pandemie, sunt primejdii numeroase pe care încă nu știm să le gestionăm, pe care nu le conștientizăm suficient, împotriva cărora nu știm să luptăm, sau poate că știm să luptăm, dar nu ne lasă alții care luptă pentru altceva. De la fenomenul globalizării, la neomarxism, la încălzirea planetei, la desprinderea din calota glaciară de la pol, apoi dispariția unor specii de animale și plante date de Dumnezeu și așa mai departe, cu tremure, incendii, multe, multe alte îngrijorări,
poate că și presa ni le aduce zilnic în atenție, cu supramăsură, dar vedem ce s-a întâmplat și în Croația, ce se întâmplă și în Grecia, ce se întâmplă peste tot în lume. Poate că suntem o specie sinucigașă și dincolo de răutățile dintre noi, vom distruge și planeta, care e un corp cosmic cu o forță uriașă, și distrugând-o, ne distrugem propria noastră existență. Nu vreau să fiu nici alarmist, nu vreau să fiu nici sentimental, mă puteți caracteriza cum doriți, dar trebuie să facem ceva împreună și asta nu noi, oamenii simpli care ne vedem de bucuriile și necazurile noastre zilnice, așa cum fiecare își câștigă existența, avem preocupările noastre mai bune, mai rele, dar oamenii simpli nu distrug planeta, ci cei puși să o conducă, să o gestioneze. Să continuăm cu articolul de fond al domnului academician Gheorghe Păun. Ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme în America, în Occidentul considerat democratic, este în mare măsură prezis de Tocqueville acum aproape 200 de ani. A vizitat Statele Unite ale Americii pentru a-i studia sistemul penitenciar. În 1831-1832, prima parte a cărții sale a apărut în 1835, iar cea de-a doua parte în 1840. Peste încă un an era primit, așa cum am spus, în Academia franceză la numai 36 de ani. Reiau, spune domnul academician, doar câteva idei, ironic depotrivite contextului, începând cu ceea ce este numit paradoxul Tocqueville. Cu cât mai multă justiție socială, cu atât mai multă frustrare socială. În cuvintele lui, mai explicit, citez, când inegalitatea este legea obișnuită a unei societăți, cele mai profunde inegalități nu sar în ochi. Când totul este aproximativ la același nivel, cele mai mici inegalități rănesc. De aceea dorința de egalitate devine mai greu de potolit pe măsură ce egalitatea este mai mare. Citat închis. De aici și din alte direcții, instabilitatea democrației, atenuată cel puțin în Statele Unite, de religie și de educația politică practică, ambele fiind opuse a ceea ce se numește spiritul revoluționar, un produs al democrației care este, de fapt, o negare a democrației în numele democrației. Un alt paradox care l-a preocupat constant pe Tocqueville. De fapt, și în siajul Revoluției franceze, spre explicarea căreia a scris în 1856, o carte de referință, Vechiul Regim și Revoluția, Tocqueville a studiat și semnalat subminarea democrației și a altor două componente directe ale acesteia, contradictorii între ele, libertatea și egalitatea. Primele două treimi ale sloganului de la 1789, Liberté,
egalité, fraternité. Libertate, egalitate, fraternitate, pe românește. Supărător de actuală este și o altă observație. Pesimistă, Marca Tocqueville. Citez: este într-adevăr greu de conceput cum niște oameni care au renunțat total la deprinderea de a se conduce singuri ar putea reuși să -i aleagă corect pe cei care trebuie să -i conducă. Și nu vom izbuti cu niciun chip să credem că un guvern liberal, energic și înțelept ar putea vreodată ieși din sufragiul unui popor de servitori. Citat închis, sunt cuvintele acestui gânditor. Citatul este extras de editorii cărții de la Humanitas și pus pe supracoperta a patra a cărții, împart cu ei jena de a-l relua, spune domnul academician. Dar de la 1830 până acum a curs multă apă pe Potomac. Două procese majore, care printre altele, desigur, au dat contur și eficiență vulnerabilităților și pervertirii democrației, au fost, nicio surpriză, ceea ce numim corectitudinea politică și digitalizarea comunicării. Corectitudinea politică își șerbează și ea, nu e de azi de ieri, își șerbează și ea un secol de existență explicită. Imediat după primul război mondial, neomarxiștii Antonio Gramsci și Gheorg Lukács au găsit soluția, citez, eliberării de sub jugul civilizației occidentale, încheia citatul, în bolșevismul ateu. Apoi întreaga școală de la Frankfurt a teoretizat marxismul cultural. Necesitatea impunerii egalității culturale, premisă sau substitut mai ușor fezabil al egalității economice. După venirea naziștilor la putere, corifeii școlii de la Frankfurt au trecut oceanul, au cucerit Hollywoodul și universitățile americane și n-a mai fost nimic de făcut, n-a mai fost scăpare. Între ghilimele, boala a revenit în Europa, parcă declanșând o întrecere între lumea nouă și cea veche, cu un obiectiv hipnotic. Cine aberează mai cu spor, mai inventiv, mai absurd, cine se prostește mai cu voluptate? ONG-uri și meta-ONG-uri internaționale, comisii, fundații și agenții care îngenunchează obiceiurile, logica, bunul simț, presa, gândirea și exprimarea, guvernele, chiar un stol de snobi, troli zombi, în siajul tuturor acestor, între ghilimele, agenturi, cu jumătate din populație rănită, a se revedea primul citat din Tocqueville, și cu cealaltă jumătate privind cu ochi mari și spunându-și în gând: așa ceva nu există. E o reluare, spune domnul academician, din gluma cu țăranul și girafa sau țăranul și cămila. Când a văzut o cămilă sau o girafă, a rostit: așa ceva nu există. Nu insist, continuă, încheie domnul academician, reamintesc doar cele întâmplate în Statele Unite sub egida BLM sau prin UE sub sigla LGBT,
sau cu cearta dintre sex și gen, deja problemă rezolvată peste ocean, și pentru a da consistență e altului din titlu, recomand o carte ca un manual, explicită și consistentă, istorie, eseuri, studii de caz, apărută în 2015 la editura Rost din București. Corectitudinea politică, religia marxistă a noii ordini mondiale. Un volum colectiv coordonat de William Lind, Andrei Dârlău și Irina Bazon, care semnează și mai multe capitole. Urmează o enumerare a celor care publică în această carte. Aș reaminti o carte de excepție, Eminescu și Corectitudinea politică a profesorului, a eminescologului, cărturarului de la Huș, Teodor Codreanu, în care Eminescu este unul dintre cei care, avant la lettre, atacă această idee de corectitudine politică. Și pentru că veni vorba, în fiecare număr al revistei apar articole publicate de Eminescu în epocă, de o actualitate extraordinară. În acest număr din martie, din timpul, un articol din 7 iulie 1882 și un articol din 9 iulie 1882, pentru că au și legătură între ele. Sunt atât de actuale încât pentru cei interesați v-aș ruga, vă implor să citiți aceste articole ale lui Eminescu, pentru că sunt de o judecată excepțională și fără partipriuri, fără o minimă părtinire a celor din epocă, Eminescu ajunge la adevărul acela universal care ar trebui să ne însuflețească și astăzi, să ne dea o anumită conduită. Știm foarte bine că se atacă religia, se atacă familia, se atacă atât de multe lucruri ale lumii, ca să vorbesc în termenii domnului academician, lumea veche și lumea nouă, termeni ai lumii vechi. Mă declar aparținând lumii vechi, nu numai prin vârstă, ci prin convingeri mă declar a aparține acestei lumi vechi, tradiționale, românești, europene, umane, cum doriți să-i spuneți. Dar nu pot renunța, spiritul meu, mintea mea, inima mea, nu pot să accepte acest soi de corectitudine politică care nu face altceva decât să învrăjbească tinerii cu bătrânii, intelectualii cu muncitorii și așa mai departe. De când e rușine să știi o meserie? Vă amintiți că au fost desființate școlile profesionale, da? De când e rușine să înveți o meserie care îți poate aduce o viață bună, decât o facultate făcută în dorul lelii, mai bine o meserie făcută serios. Chiar avem nevoie de meseriași. În sfârșit. În acest articol, Eminescu vorbește despre politica vremii sale. Că se va constata prin dezbateri publice
într-un stat vecin, cum că o seamă de judecători și de administratori în România, sunt tovarăși la câștig ca bandiții din Codru. Că administrația va ajunge la halul de a prinde cetățenii ce-i displac pe ulițe și a-i trimite sub escortă la București, pretextând că sunt nebuni, dacă cineva ar fi prezis toate acestea, ar fi râs de dânsul și totuși nu numai acestea, ci multe altele s-au întâmplat și se întâmplă zilnic, fără ca opiniunea publică să se mai poată irita măcar. Ca în vremea cezarilor din Roma, opinia publică e moleșită și ostenită. Ea nu mai are putere de reacțiune. Un fel de eres orb, că așa trebuie să fie, că lumea moștenire tâlharilor s-a dat, precum zice Grigore Alexandrescu. A cuprins toate spiritele și le-a umplut de apatie față cu interesele publice. Noi credem că în orice țară, faptul că un om asupra căruia se fac cercetări de natură criminală e menținut în funcție și conduce singur cercetarea făcută în contra sa și după ce judecătorul declară că nu e caz de urmărire, își numește pe judecătorul său propriu într-o funcție bine plătită din administrația spitalelor, atotputernic și judecătorul amovibil ar fi fost îndeajuns pentru a răsturna guvernul celor ce protejează asemenea oameni. La noi însă nu numai că lucrul nu mai face niciun efect, ci din contra, ostentativ, acest om a fost ales senator și majoritatea comandată să-l spele în public. Acolo, onorabilul Stâlnic nu a contestat doar adevărul denunțărilor, nu le-a confirmat, ridicând un colțuleț al vălului de pe scabroasa afacere, voind însă arunca vina pe altul. Senatului puțin i-a păsat că vină există, a lăsat numai unul să o descarce pe umerile altuia, a luat drept bani buni declararea unui om în contra căruia cercetarea era viciată din capul locului. Să fie o exagerare, să cred eu că textul acesta are vreo actualitate, dumneavoastră înși vă veți judeca. Din articolul din 9 iulie 1882, tot secretul intelectual al demagogiei consistă însă tocmai în negustoria cu asemenea fraze de o goală și tristă universalitate. Fraze care n-au conținut, nu spun nimic a Evea și care se înțelege, amețesc capul bietului om din popor, care știind că pește, pâine, carne sunt vorbe ce însemnează ceva, crede că și abstracțiunile de mai sus cată să fie însemnând ceva și mai mult încă numai el nu e în stare să le priceapă. Asta se cheamă pe Românie, zice Eminescu, a îmbăta pe cineva cu apă rece. Care sunt vorbele acelea? Trei abstracțiuni, zice Eminescu. Credință, viitor, națiune. Aceste trei vorbe abstracte, ca niște numere, se pot permuta după voie și ar da alte teme, tot atât de bogate în vorbe. Românul, e vorba de ziarul Românul din vremea aceea,
care azi a discutat credința în viitorul națiunii, poate discuta mâine viitorul din credința națiunii sau națiunea viitorului prin credință, viitorul credinței în națiune sau credința națiunii în viitor. Și are să ajungă tot la rezultatele fenomenale la care a ajuns numărul său de azi. Interesant este și că Eminescu pomenește aici de cifra 7, cifră care l-a obsedat, apare în foarte multe texte ale sale și căreia îi voi dedica un studiu. Voi aminti de asemenea că în același număr Teodor Codreanu, marele cărturar, eminescologul Teodor Codreanu, scrie un articol despre eminescianismul lui Cioran, atrăgând atenția, și e valabil pentru cei care vorbesc despre Eminescu și despre romantismul său, că ar trebui să se vorbească mai mult de romantismul fundamental, cum este numit, sau romantismul tipologic al lui Eminescu, mai mult decât de apartenența lui Eminescu la curentul romantic din epocă și să se renunțe la a spune că este ultimul romantic în sens cronologic din Europa, pentru că există un romantism fundamental și dincolo de Eminescu, și dacă l-am aminti pe Cioran însuși sau pe Sadoveanu. Articolul este de asemenea de mare impact și trebuie citit. În aceeași ordine de idei cu articolul domnului academician Gheorghe Păun este cel al lui Florin Radu Pintea, Memă contra genă, în care se vorbește despre impactul de astăzi între ceea ce știm noi că este gena și ceea ce este mema. Deci genă sau memă? Lăsăm gena egoistă să-și vadă mai departe și în continuare de lupta ei feroce și subtilă pentru supraviețuire, sau impunem, de pildă, cu masca, vaccinul, pușcăria și pistolul la tâmpla tuturor, mema altruistă, matrițând prin teroare sistemul limbic, în sens Machado. Ce importanță mai are că tehnologia uzurpă teologia, când voturile smulse pe criterii pur emoționale prin tot felul de chestionare, FBI-ul este un astfel de instrument de radicalizare și încă unul foarte eficient la nivel planetar, arată clar o predispoziție tot mai prezentă și mai vizibilă, eu aș zice și mai jenantă, pentru acceptarea în totalitate și fără discernământ a rigorilor, desigur fără izumanist, impuse de paradigma digitală. E, iată că și de aici putem trage unele îngrijorări, nu numai de la pandemie. Bine, evident, făcând diferența între foloasele pe care le aduce era digitală și posibilele îngrijorări. Tot în acest număr, prin străduința mai multora, profesorul Dima, Tănase Dima, de la Curtea de Argeș, care a fost ultimul locatar al casei lui Urmuz, a pus la dispoziția domnului academician Păun câteva fotografii ale casei. Prin cercetarea domniei sale, a domnului academician, în arhivele primăriei din Curtea de Argeș, au fost găsită schița casei, schița fundației. Pe baza schiței și pe baza fotografiilor puse la dispoziție de domnul profesor Tănase Dima, s-a putut reconstitui casa lui Urmuz din față, din spate, din laterale,
în sfârșit, ceea ce e un document pe care eu îl consider de excepție și sunt aici imaginile cu schița, cu fotografia domnului Tănase și cu ajutorul unui domn arhitect tot din Curtea de Argeș, pe care arhitectul Traian Ionescu, iată că am găsit repede, știam pe mine era că nu găsesc. De asemenea, pentru că în martie s-a născut Urmuz, în 1883 la Curtea de Argeș, acolo unde a profesat ca profesor de franceză și Eugen Ionescu, și cel care îl aduce în actualitate, în conștiința culturii universale, pe Urmuz, cel născut la Curtea de Argeș, doamna Ana Olos, care i-a dedicat două cărți lui Urmuz, publică un articol, Urechea urmuzicală, dânsa a formulat și termenul de urmuzologie, Marian Nencescu, Urmuz clasicul, iarăși un cărturar de excepție care publică în mod curent în revista Curtea de la Argeș și cu voia dumneavoastră, din nou despre personajele lui Urmuz, Latențe interpretative, partea întâi a profesorului Lucian Costache. De asemenea, tot spun mereu de asemenea, trebuie să renunț la ticul ăsta verbal, despre Eminescu părea un fulger neîntrerupt, v-aș citi tot articolul, pentru poezie și pentru limba română, Eminescu este un adevărat sfânt, căci el este cel care ne-a dat aripi de luceafăr pentru 1000 de ani de acum încolo, în raport cu canibalii culturali de azi care îndoapă poezia cu resturi menajere și limba cu chițăieli snoabe din limba conchistadorilor, dacă ar fi numai pe atât și tot ar fi suficient ca să-l privim pe Eminescu cu respect și venerație. Sunt mai prețioși oare dezgustătorii poluatori de limbă și de simțire românească precum un monstru anume și nefericita coloană a cincea pe care o plătește cu un cinism revoltător? Numai o minte anormală ar putea pune semnul egal între acești doi poli ai culturii noastre. Pe Eminescu l-am iubit și ni l-am însușit din prima clipă. Era al nostru, ne exprima plenar, îl înțelegeam fără efort, deși filozofia versurilor sale nu era la îndemâna oricui. O empatie specială, aproape o certitudine, ne permitea să-l urmărim până și în cele mai riscate aventuri ale luceafărului. Răspunde, într-un fel, domnul Viorel Dinescu, răspunde detractorilor lui Eminescu. Din păcate, și asupra lui e un atac furibund, pentru că el credea în neam, credea în familie, credea în religia noastră, era credincios, dincolo de ceea ce spun unii și alții care îi cunosc mai puțin gândirea și opera. De tot aici, Cufărul lui Eminescu, un articol al lui Mihai Neagu Basarab. Termenul acesta de tractor și zeloș este folosit pentru prima dată de către academicianul Eugen Simion, care pe bună dreptate vorbește despre detractori în sens negativ, dar și despre zeloșii care nu știu mai nimic despre Eminescu. Nu e vorba de cei care nu știu despre Eminescu, dar îl apreciază ca pe bibeloul din vitrină, Eminescu al nostru, la care n-ajungi, dar ți-ai dori să deții această valoare. Mă voi opri aici, anunțându-vă doar un articol, o față nevăzută a literaturii, a prietenului nostru Florentin Popescu, de la Adevărul de București, și
cu Mircea despre secretul timpului, un articol al lui Corin Bianu despre cartea colegei noastre, Maria Mona Vâlceanu, Mircea, secretul timpului, carte despre care vom avea prilejul să mai vorbim. Vă mulțumesc încă o dată la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor. Mulțumesc celor care se ocupă de această emisiune din spatele camerei de luat vederi, Jean Furduiescu, Ionuț Nițu și Bogdan Leca. Mulțumim doamnei directoare a Centrului Cultural, doamnei Carmen Salub. Trăiască nația!